Cei care l-au cunoscut pe ziaristul Traian Metaxa s-au adunat astăzi la micuța biserică din cartierul Tineretului pentru a-i aduce un omagiu și pentru a-l conduce pe ultimul drum. O mare tristețe s-a așternut peste presa giurgiuveană, odată cu încetarea din viață a celui care a făcut cu adevărat artă în această profesie. Traian Metaxa a fost iubit și apreciat nu numai de colegii din presă, ci de toți aceia care l-au cunoscut, pentru umorul său inconfundabil, pentru verticalitatea exemplară și pentru faptul că în tot ceea ce făcea punea o pasiune arzătoare. Aproape toți ziariștii giurgiuveni, și nu numai ei, au avut întotdeauna ceva de învățat de la Traian Metaxa și foarte mulți îi datorează o bună parte din cunoștințele profesionale acumulate. A fost, se poate spune pe bună dreptate, cel mai curajos și cel mai neobosit ziarist, un profesionist complet și complex, cu un stil care încânta și stârnea admirație totodată. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima în totalitate ceea ce a reprezentat Traian Metaxa ca om și ca jurnalist. Să-l lăsăm să ne mai încânte încă o dată. Doamnelor și domnilor, vânătorul de scântei și ajutorul său, Tățică, sunt în serviciul dumneavoastră. Evoluția lamentabilă a campionului Lucian Bute în partida cu Carl Froci a pus în mișcare toată lumea păreriștilor. Unii susțin că a fost, alții din contră că n-ar fi fost. Dar cei mai mulți sunt surprinși de bătaia încasată de Mr. Cheo de la un golan provenit din suburbiile Nottinghamului. Eu n-am fost atât de impresionat de duritatea loviturilor încasate de Bute de la Froci, pentru că sunt parfum pe lângă cafturile ce se trag în campania electorală din România, unde confruntările seamănă cu un fel de arte marțiale mixte. Pumni, picioare, scaune în cap, bâte pe spinare, pietre în scăfârlie. Pe astea nu le analizează nimeni? Realizatorii de la B1 TV continuă să mă uimească. Fără B1 TV mă îmbolnăvesc de seriozitate. Cităm: partidele și-au pus interlopi pe liste. Asta e știre tare, mă, Tăsică, spune și tu. Abia acum au aflat băieții de la B1 TV că interlopii există? Le spun eu una și mai tare: majoritatea celor puși pe listele partidelor devin mai devreme sau mai târziu interlopi. Miercuri 30 mai a sosit la Giurgiu de la Ankara statuia voievodului Mihai Viteazul, turnată în bronz la o firmă din Turcia. Statuia, grea de 4,7 tone, pe care administrația locală a plătit peste 500.000 de lei vechi, a fost adusă cu tirul, fără niciun incident. Problemele au apărut când a trebuit să fie descărcată din tir. A sosit o macara veche de zeci de ani, de parcă era de pe vremea voievodului, însă i-a fost imposibil să descarce statuia, motiv pentru care s-a apelat la sprijinul ISU Giurgiu, care dispune de o macara ultramodernă de 60 de tone. S-a lăsat convins cu greu voievodul să coboare din tir, spre disperarea șoferilor turci. Dar în cele din urmă, acțiunea a fost dusă la bun sfârșit sub directa supraveghere a primarului Lucian Iliescu. Statuia va fi amplasată pe socul său în piața ce îi poartă numele voievodului, după ce soclul va fi amenajat. Cu siguranță, statuia va fi amplasată pe socul său după campania electorală. Chiar dacă a plecat prea devreme dintre noi, Traian Metaxa va rămâne pentru toți același elegant și sclipitor profesionist. Peste ani vor rămâne să ne încânte mereu emisiunile și articolele sale, un rege al pamfletului și al investigației jurnalistice, de la care am avut cu toții de învățat. Dumnezeu să te odihnească în pace, maestre! Până data viitoare, Tăsică și Traian vă doresc să fiți iubiți, toate cele bune!